Că numai mâine nu-i pui mâine și să gata și anul ăsta. Ajută-vă, Doamne! buymeacoffee.com/nicubendea. 2 zile fără asta ne despar de un nou an. Ce zic eu de un nou an? Ne despar de intrarea într-un nou deceniu de împliniri, mărețe! Cât faci un deceniu? 2 cincinale. Mi-aduc aminte că atunci când tatăl împlini 75 de ani, la mulți ani să trăiască, a fost întrebat de un fost elev de-a lui, zice: domnul Bendea, câți ani ați făcut? Nu vă supărați, că vă știu de o viață, dar încă nu vă lăsați. Păi zice tata, zice, am împlinit 3 sferturi de veac. La care omul zice: aveți 80. Vorba lui Mark Twain, n-am lăsat niciodată școala să-mi strice educația. Suntem aici pe canal, la Prăvălia lui Nicu Bendea. YouTube-ul să trăiască, dar și voi v-ați abonat, suntem aproape 5300. Din final de aprilie, început de mai, când am început să revitalizez canalul ăsta, pe care îl aveam de vreo 10 ani, dar nu postam pe el, v-ați alăturat alături de mine, ce frumos sună, v-ați alăturat alături de mine, vreo 5000 de persoane aproximativ, în jumătate de an. Mi se pare un lucru extraordinar. De acum mai zic canalului meu Aur. A, nu Aur, că e partidul Aur, nu mai pot zice, Diamant. Voi cei care intrați aici la Nicu Bendea pe canalul de YouTube sunteți niște diamante, diamante briliante, adevărate. Da, zi de zi sunteți aici. Sună clopoțelul și păsările migratoare nu mai vor să plece, că e cald. Aici în Cluj-Napoca 12 grade se preconizează la ora prânzului. Măcăleandrul, voi știți ce e acela măcăleandru? Un fel de fuego cu gușă roșie. Măcăleandru e o păsărică, o păsăruică. Cântă tot timpul. Nu mai vrea să plece din România că e cald. Măcăleandru stă aici și cântă. Măcăleandru, măcăleandru, măcă, 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 măcopesi, măcăleandru stă aici și ne cântă. Păi da, normal că ne cântă. Pentru că nu mai avem concerte. De Revelion eram obișnuiți cu concerte pe bani grei. Acum a apărut un document și că Madame Firea, seniorita de voluntari, în 4 ani de mandat a spart 75 de milioane de euro numai pe concerte și artificii. 75 de milioane de euro numai pe decorațiuni și pe concerte cu ocazia sărbătorilor. Dacă nu a fost sărbătoare în calendar, o inventat-o ea, vă dați seama? 75 de milioane de euro. În contrapartidă, Primăria Bucureștiului, sub sceptrul doamnei Firea, a cheltuit 15 milioane de euro pentru reabilitarea rețelei de termoficare, da? De 5 ori mai puțin. În schimb, 785 de milioane de euro s-au dat în 4 ani subvenție pentru căldură și apă caldă. Astea sunt măsurile de stânga. Repară, dar nu consolidează, sau cum să zic. Bă, în loc să fi băgat 150 de milioane de euro și să repare toată rețeaua de termoficare, nu. A zis, o lăsăm așa să se strice, dar le dăm la oameni subvenții. Nu contează că se pierde pe magistrale. Mai facem încă niște firme, mai... Da? Vi se pare normal? Vi s-a părut normal? Doamna Firea, de-a noastră, cafea de la prietenii mei din UK, dată pe buymeacoffee.com/nicubendea, prietenii mei Chris and Ildiker. Dar bani sunt la unii. Domnul Câțu, premierul nostru, spune că bugetul pe 2021 e gata. M-am și speriat. Cum, Dumnezeu? Nici n-am terminat bine anul 2020 și deja-s gata banii din buget pe 2021. Nu, e făcut bugetul. E unul așa de avarie, dar rezistă. În ianuarie, cu 10% se va majora alocația copiilor. Yeee, bravo! Și în septembrie, cu 8% va crește punctul de pensie. Să-i facem masaj soacrei. Să ne încurajăm bunicii, poate li se mai crește pensia de 2 ori în anul care va veni. Asta este, dar miniștri, ce părere aveți de miniștri? Cu conturi în bănci, cu averi, cu Dan Barna, vicepremierul Dan Barna, acest frumos din Sibiu, incolor și insipid, pe lângă care el vă 3 apartamente în Sibiu, are și 1000 de metri pătrați de fânațe. Fânațe. Nu finanțe, fânațe. Iarba verde de...
iarba la tot poporul, să uităm de programul de guvernare. Domnul Kelemen Tumor are multe investiții făcute și el are proprietățile, dar ce este straniu, are și niște tablouri de pictori români. Valoarea lor este micuță, pictori contemporani, vreo 6.000 de lei. 6.000, deci nu și-l permite pe Adrian Ghenie, care e cotat de la 1.000.000 de euro în sus, săracul Kelemen. Stăm 4 ani la guvernare, pe urmă cumpărăm un Ghenie. Dar ăla, mă, năsuc, năsui, năsuț, năsui, năs, bă, ăsta, de la economie, ministrul economiei, două apartamente cumpărate în Paris. Gigi, non perish, în Paris, ăsta da ministru, olala, Alain Juppé, Alain Sava. Le-o fi dat în chirie omul. Sau și în Paris, ca și în Cluj-Napoca. Trebuie să umbli cu lupa după un chiriaș. În fine, asta este. Ministrul ăla celebru, Ion Ștefan, acest daia combinat pe tulpină cu doamna Dăncilă, a predat ștafeta Ministerului Dezvoltării, i-a predat lui Ceche Otilo. Iar când i-a predat ștafeta, i-a dat și un borcan de miere, a zis, borcanul de miere, să vi-l țineți voi, lapte și miere trebuie să curgă pentru români. Vai de noi, o cafea bună, dată de voi și vă mulțumesc pentru asta. O cafea bună a băut și ieri primarul Dorin Lojigan, domnul Dorin Nicolae Lojigan din Câmpia Turzii, a băut într-o cafenea, o cafea bună, o cafenea în Câmpia Turzii. Zona, nu plânge mă că vin acum. Socra mea a descoperit ceva, ca să nu stau mult la filmări în extravilan, îl bâzie pe ăla mic, știi? Nu, dar eu am luat ceva să avem de revelion, ceva tutoaie, ceva ptiscoaie. Bineînțeles că le-au găsit copiii și deja de la ora asta matinală suflă în ele. Nu că nu plâng, plâng numai când îi rog eu. Deci domnul Dorin Lojigan a băut ieri cafea într-un restaurant redeschis în Câmpia Turzii. S-a trecut de la scenariu roșu în scenariu galben. Eu de revelion mă duc în Ghiriș, în zona binecuvântată a Ghirișului din Câmpia Turzii, acolo să beau cafeaua. S-aude domnul primar al Clujului, domnul Gheorghe domnul Emil Funan, da. Șeful, facem ceva și noi în orașul ăsta de 5 stele? Facem și noi ceva, că noi suntem tot închiși, tot cu măști, tot cu vai de cântă cucu în coastă, cântă măcăleandru în coastă, vai de sula noastră. Domnul Boc, mai cu talent, o fi noi de 5 stele, dar ăștia din Câmpia Turzii intră în cafenele. N-am găsit o altă rimă. Lăsați că și la alții le beare greu. Știți culturistul ăla din Kazahstan ce s-a însurat amu o lună cu aleasă inimii lui? O păpușă gonflabilă, pe numele ei Margo. Margău! Cred că e din Margău, Margo. S-a căsătorit cu ea și... No. El fiind culturist, nu a lăsat-o din prima păpușă virgină, adică a avut de lucru la ea și cu tandrețe și cu... Nu-s misogină, vorbesc, povestesc din perspectiva greutăților, practic de familie, care se încheagă cu greutate când încep cu practic greutățile. O lună de zile o ținut iubirea dintre cei doi și acum gonflabila l-a părăsit, adică mai bine zis l-a lăsat pe culturist, l-a lăsat că s-a dezumflat. Omul nu a fost atent, nu i-a știut unde e sub papa, nu i-a știut unde e la... așa, nu știu niciodată el cu mătărânga. Dar destul că păpușa gonflabilă e dezgonflabilă acum. Omul a zis că își caută o vulcanizare, își caută... Mai am zis, bă, dacă vrei vulcanizare, am zis, zic, e cam departe din Kazahstan, dar hai pe jocul de mijloc, numărul 214, la Nicușor Streulea, prietenul meu, și îți rezolvă. Zice, aș vrea să am iară o nevastă de revelion. Și că l-a lăsat cu buza gonflată. Vedeți, dar mai bune-s nevestele noastre din carne și os. Astea gonflabile, când ți-i lumea mai dragă, se dezumflă și te lasă cu buza umflată. Săracul culturist. Acum o să-și înșele nevasta cu o rățușcă de piscină. Aia că la bărbați, bărbaților li frică așa, li frică să fie părăsiți, li frică de gelozie, li frică de înșelăciune, li frică de... Și omul ăsta a zis că și-o securizat căsătoria, că s-o însurat cu o gonflabilă, dar vezi? Până la urmă și gonflabile cedează. Omul i-a scris un mail lui Bianca Drăgușanu, zice, tu cum faci să te revergorezi? Nu primi răspuns, da, mă rog.
Buy Me a Coffee, cafeaua de dimineață să bea alături de voi și din donațiile voastre. buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc de ce am primit până acum și mulțumesc și în avans. Mâine 30, mâine 31. Vedeți ce frumos. Încheiem și anul ăsta împreună. Nu uitați de clopoțel și de abonare aici pe canal. Și să nu vorbim prostii. Uite, domnul Ion Cristoi ce a pățit? A fost blocat, a fost suspendat 7 zile de pe YouTube că a vorbit despre teorii constipaționiste și alte probleme. Și tot domnul Cristoi s-a întrebat, bă, de ce nu reușesc să mai postez pe YouTube și așa. Bă, până și YouTube-ul s-a săturat de Cristoiu, Nea Cristoiu, sau cum bine zice vechiul meu prieten Dorin Ciobică, Nea Clismoiu. Mai ușor cu papagalul. Aveți ce vorbi, 72 de ani. Vorbiți din experiență, vorbiți, cum zice Mircea Dinescu, vorbește de părul tău din nas. Fără teorii, fără 5C-uri, 5G-uri. Noi ne vedem și mâine aici de la ora 10. Clopoțe v-a sunat, dar eu iată v-am pupat.